Da, slavă Domnului, Dumnezeu este minunat și cum ne conduce El, numai El ne conduce atât de bun, atât de bine. Slăvit să fie numele Lui. Mulțumim Domnului pentru că am putut să ne închinăm Lui și să-L lăudăm din toată inima. Este un lucru foarte frumos să-L auzi pe Dumnezeu. Biblia spune că Dumnezeu se coboară în mijlocul laudelor și Dumnezeu locuiește în mijlocul laudelor. Vreau să am un îndemn la rugăciune și vreau să vorbesc astăzi despre arma spirituală care este numele Lui Iisus Hristos. Fratele Teo a vorbit despre... ultima rugăciune a lui s-a rugat pentru puterea a vesti cuvântul lui Dumnezeu, puterea a proclama cuvântul lui Dumnezeu, numele lui Dumnezeu. Și noi ca oameni credincioși avem nevoie de autoritate, avem nevoie de putere. Acum să vă dau un exemplu. Dacă aș ieși eu acum în stradă și aș începe să opresc mașinile, cum credeți, s-ar opri mașinile? Nu s-ar opri. Dar dacă ar veni un polițist să oprească mașinile, s-ar opri? S-ar opri. De ce s-ar opri? Pentru că ei nu sunt puternici, ei sunt slabi, dar ei au autoritate în spatele lor. În spatele lor este guvernul, este parlamentul, este țara și atunci când el își întinde mâna, eu sunt obligat să mă opresc pentru că el este autoritate. Astăzi bisericii noastre sau astăzi bisericii lui Hristos îi trebuie autoritate și ea are autoritate. Domnul Iisus Hristos a spus ucenicilor când le spunea că El va pleca, ucenicii plângeau, erau supărați și Iisus le spune: nu vă temeți, vreau să vă spun că până acum nu ați cerut nimic în numele Meu, dar de azi înainte cereți orice veți vrea în numele Meu și Eu vă voi da. Ceea ce înseamnă că numele Lui Iisus Hristos este autoritate pentru noi. Iisus ne-a dat voie să folosim numele Lui și să mergem în numele Lui. Eu dacă merg să predic Evanghelia, nu mă duc în numele meu, nu mă duc în numele Tatălui meu, nu mă duc în numele țării mele, mă duc în numele Lui Iisus Hristos. Și atunci când merge numele Lui Iisus Hristos, numele Lui Iisus este o armă și numele Lui Iisus este arma adevărată care poate să sferme, să distrugă orice lanț a celui rău. Numele lui Iisus Hristos este arma, sângele lui Iisus Hristos este arma, cuvântului lui Iisus Hristos. Dar numele lui Iisus Hristos a fost dat pentru biserică, a fost dat pentru noi ca să proclamăm în numele lui Iisus Hristos. Să încerc să văd dacă merge. Numele lui, cel mai important din această lume este numele lui Iisus Hristos din istorie. Este Iisus, este Iesua, care înseamnă Iahve mântuiește. Noi trebuie să înțelegem ce se ascunde în spatele numele acestui nume când noi îl folosim. Nu e un nume simplu. Mă duc înaintea cuiva și spun: eu vin în numele lui Biden. Nimeni nu se uită la mine. Dar când vorbesc că mă duc în numele lui Iisus Hristos și demonii se tem și demonii fug, pentru că eu nu mă duc în numele unui om, dar în numele cel mai important din istorie. Și acest nume a fost dat bisericii, ca biserica să meargă în numele acestui nume minunat. Uitați-vă ce aici v-am spus versetul: până acum n-ați cerut nimic în numele Meu, cereți și veți căpăta, pentru ca bucuria voastră... Uitați-vă, Iisus are grijă ca biserica Lui, ca ucenicii Lui să aibă o bucurie de plină, pentru ca bucuria voastră să fie de plină. Iisus ne permite să folosim numele Său și tot ce este în spatele acestui nume ne aparține nouă, dacă noi îi aparținem Lui. Și atunci când stă în fața noastră o problemă, atunci când stă în fața noastră o piatră, o stâncă, folosesc numele lui Iisus Hristos și ea are putere. Și când folosești numele lui Iisus Hristos, se deschide marea, se deschide problemele din viața noastră, dispar, pentru că eu folosesc numele lui Iisus Hristos. Vreau să citesc. Da. Când s-au dus Petru și Ioan la templu să se închine, să se roage, la această rugăciune, era Petru și Ioan și în fața acolo la poarta cea frumoasă era un om bolnav. Și Petru și Ioan se uită la el și îi spune: uite-te la noi. Săracul se uita la el, bolnavul se uita să primească ceva și Petru și Ioan spune: uite-te la noi. Aur și argint nu am, dar ce am îți dau. În numele lui Iisus Hristos, scoală-te și umblă. Și ce se întâmplă? Slăvănogul se scoală și umblă. În numele cui? În numele lui Iisus Hristos. Este autoritate în numele Lui. Este autoritate. Iată că eu vă dau putere, spune, în numele Meu să scoateți draci, în numele Meu să vindecați oamenii, în numele Meu. Iisus ne dă autoritate, Iisus ne deleagă autoritatea și dacă noi facem ceva, facem în numele lui Iisus Hristos. De aceea biserica are putere, pentru că ea merge în numele lui Iisus Hristos. Și
Petru dă lămurire consiliului care stătea în templu și spune: cum voi l-ați vindecat? Ce voi ați făcut? Și el spune, Petru spune, prin credință în numele lui Iisus Hristos. Uitați-vă cum spune clar că numele lui Iisus Hristos, prin credință în numele lui Iisus Hristos. Pe omul acesta, pe care îl vedeți și îl cunoașteți, credința în el, adică în numele lui Iisus Hristos, a dat omul acestuia, ce a dat? Tămăduire de plină, cum vedeți, cu toții. Și acum este problemă. Oamenii s-au început să se gândească. Pentru ei, marele preot și Ana care era acolo, pentru ei era o mare problemă. Cu ce putere au făcut ei? Și uitați-vă ce întreabă ei de Petru și Ioan. Cu ce putere sau în numele cui ați făcut voi lucrul acesta? Ați vindecat pe acest om? Pentru ei nu-l interesează Petru sau Ioan, nu. Sunteți niște pescari, sunteți din Galileea. Pentru ei interesează în numele cui ați făcut asta. Cine stă în spatele vostru? Cine vă dă dreptul să faceți aceasta? Și Petru spune, pentru că Ana știa ce înseamnă autoritate. Pentru el nu era problemă ce a spus eu, Petru. Pentru el era problemă în numele lui Iisus Hristos. Când le-a dat drumul, i-a avertizat să nu mai vorbească cu niciun chip, nici să învețe pe oameni cum? În numele lui Iisus Hristos. De ce? Pentru că este putere în numele lui Iisus Hristos. Și ei se temeau de numele lui Iisus Hristos. Și ce au făcut ucenicii? Au mers acasă și ce au făcut? S-au rugat cu toții. Au plâns înaintea Domnului și au spus: Doamne, dă putere robilor Tăi, ce să facă? Să vestească, ce să vestească? Cuvântul Tău cu toată îndrăzneala și întindeți mâna ca să se facă tămăduiri, minuni și semne. Cum? Prin numele robului Tău, Iisus Hristos. Este putere în numele lui Iisus? Este putere în numele lui Iisus Hristos. Este putere mare în numele lui Iisus Hristos. Este putere mare în numele lui Iisus Hristos. În Matei 28, 18, la 19 spune, Iisus apropiat de ei, a vorbit cu ei și le-a zis: toată puterea mi-a fost dată mie în cer și pe pământ, duceți-vă în toată lumea, în toate neamurile și faceți ucenici. Puterea a fost dată lui Iisus și Iisus ne dă putere nouă, mie. Iisus le spune că are toată autoritatea, de aceea vă împuternicesc să folosiți numele meu. Astăzi noi ca biserică folosim numele lui Iisus Hristos, pentru că El este autoritatea, El este puterea. Marcu vorbește despre semnele care îl vor soți pe cei ce vor crede. Când Dumnezeu ne deleagă ceva, suntem și responsabili de acest lucru. Numele lui Iisus a fost dat bisericii, fapt pentru care biserica este responsabilă de el să-l folosească spre folosirea, pentru lauda lui Dumnezeu. Filipeni 2:10, Tatăl i-a dat un nume mai presus decât orice nume. Înțelegeți ce este numele lui Iisus Hristos? Pentru ca în numele Lui să se plece orice genunchi, uitați-vă, în trei nivele, în ceruri, pe pământ și sub pământ. Și orice limbă să mărturisească spre slavă lui Dumnezeu că Iisus Hristos este Domnul. Putem să folosim numele lui Iisus Hristos. Putem. Ne trebuie să folosim numele lui Iisus Hristos. Ne trebuie. De numele lui Iisus Hristos se teme cerul, de numele lui Iisus Hristos se teme pământul și ce este sub pământ se teme de numele lui Iisus Hristos. Trebuie doar să-L folosești. Iisus ne-a dat voie să folosim. Dacă suntem în El, dacă rămânem în El, putem să folosim numele lui Iisus Hristos, pentru că numele lui Iisus Hristos este cu adevărat autoritate, pentru că numele lui Iisus Hristos este cu adevărat putere, pentru că numele lui Iisus Hristos este cu adevărat ceea ce nouă ca biserică ne trebuie să-L folosim ca o armă. Acum oamenii, țările mari, vreau să vadă care au cea mai puternică armă. Și unii caută arma nucleară. Rusia se întrece cu America, America se întrece cu Rusia. Europa, NATO se întrece cu China. Care au mai puternică armă? Dar noi, ca credincioși, avem cea mai puternică armă. Este numele lui Iisus Hristos. Și ucenicii au predicat numele lui Iisus Hristos și au vindecat oameni. Ucenicii au folosit numele lui Iisus Hristos și demonii au fugit în numele lui Iisus. Dragul meu, noi nu avem putere. Noi suntem slabi. Dar Dumnezeu ne-a delegat această putere să folosim numele lui Iisus Hristos. Folosește această putere. Noi avem resursele de la Dumnezeu date. Ucenicii au mers să predice Evanghelia și nu aveau nimic. Nu aveau bani, nu aveau haine de schimb, erau săraci.
Trei aveau numele lui Iisus. Și timp de două secole, tot Imperiul Roman a auzit și a aflat cine este Iisus Hristos. De ce? Pentru că ei mărs în numele lui Iisus Hristos. Să merge în numele lui Iisus Hristos este o mare cinste. Să merge în numele lui Iisus Hristos este o mare putere. Vreau să ne rugăm pentru cauzele noastre și să amintim și țara de unde vine Ucraina, ca Dumnezeu să facă El cum știe mai bine, dar ca cuvântul lui Dumnezeu să fie predicat. Și oamenii care trăiesc acolo, misionari, sunt foarte mulți misionari, sunt foarte mulți voluntari care își pun viața în pericol pentru numele lui Iisus Hristos. Haideți să spunem și noi, ca și Petru și ucenicii, Doamne, dă putere robilor Tăi să vestească cuvântul Tău. Și fă ca numele Tău să se facă semne și minuni. Asta ne-a fost dată nouă ca biserică. Biserica Pentecostală are nevoie de numele lui Iisus Hristos. Noi nu alergăm după minuni, dar Dumnezeu ne-a spus să facem aceasta. Pentru că minunile le face Dumnezeu și le face spre slava lui Dumnezeu. Noi doar suntem un vas, nu suntem doar un instrument prin care Dumnezeu se folosește. Ne rugăm pentru țara de unde venim și ne rugăm pentru Biserica Uzena. Ne rugăm pentru lucrarea din tabăr acum care merge, ca Dumnezeu să dea putere celor ce se implică și să dea biruință. Nu uitați, în numele lui Iisus Hristos. Stăm înaintea Lui și credem că Dumnezeu face minuni mari. Dacă cineva din voi are nevoie de ceva, înaintea lui Dumnezeu. Am un prieten care câteva zile în urmă mi-a sunat și mi-a spus să mă rog pentru el. Este bolnav, are o boală care nu se tămăduiește, doar în numele lui Iisus Hristos. Și tânăr vrea să se căsătorească. Și a aflat acum înainte că este bolnav și vrem ca Dumnezeu să se atingă de el. Vreau să ne rugăm pentru un băiat cu numele Luca, care nu-L cunoaște pe Dumnezeu, este din familie de creștini pocăiți, dar în numele lui Iisus Hristos rugăm ca Dumnezeu să schimbe inima și să nu mai aibă putere diavolul asupra lui. Ne rugăm pentru biserica de unde vin, Biserica Philadelphia, ca Dumnezeu să lucreze prin ea cu semne și minuni. Avem nevoie de asta. Avem nevoie să lăsăm ca Dumnezeu să lucreze cu semne și minuni. De ce să spună oamenii unde este Dumnezeul lor? Când noi nu ne facem treaba. Când noi avem totul ce ne-a dat Dumnezeu. Avem numele Lui. De ce spune psalmistul să întrebe unde este Dumnezeul nostru? Dumnezeul nostru este în cer și pe pământ. Și El face tot ce vrea. Dacă aveți nevoie de rugăciune, după care ne rugăm. Slăvit să fie numele Domnului. Amin. Îi mulțumesc lui Dumnezeu și pentru după masa aceasta. Mulțumesc Domnului pentru că am putut să ne închinăm în rugăciune înaintea Lui și este frumos să lăudăm pe Domnul, spunea psalmistul. Și în psalmul 34, David, inspirat de Dumnezeu, spune: voi binecuvânta pe Domnul în orice vreme, lauda Lui va fi totdeauna în gura mea. Spunea David: să mi se laude sufletul în Domnul, să asculte cei nenorociți și să se bucure. Binecuvântat să fie numele Domnului. Mă gândeam despre ce să ne împărtășim în această după-amiază, dar văzând sărbătoarea care dumneavoastră ați sărbătorit-o astăzi aici, aș dori și eu să mă alătur celor ce au făcut felicitări și să spun binecuvântat să fie Dumnezeu și Dumnezeu să dorească înțelepciune tuturor taților, Dumnezeu să le dorească putere și autoritatea necesară pentru a ne crește copiii în frica de Domnul, slăvit să fie numele Domnului. Și în această după-amiază aș dori să împărtășim câteva gânduri despre acest lucru, despre calitatea de părinte. Și sigur, noi ca și copii ai lui Dumnezeu, nu vom învăța din altă parte decât din cuvântul lui Dumnezeu, vom învăța de la Dumnezeu ce înseamnă să fii părinte și cum trebuie să fie un părinte, slăvit să fie numele lui Dumnezeu. Și mă gândeam că sunt atât de multe exemple în Scriptură de părinți care au urmat planul lui Dumnezeu și ascultarea în Dumnezeu și au fost totuși părinți care nu s-au ridicat la înălțimea pe care Dumnezeu aștepta de la ei. De aceea, în această după-masă aș dori să mergem puțin în Cartea Psalmilor și acolo
Psalmistul vorbește atât de frumos în Psalmul 127 și el spune așa. Și lucrul acesta îl spun datorită faptului că dacă ne uităm puțin în societatea de astăzi, calitatea de părinte nu mai este prețuită, oamenii nu mai doresc să aibă copii. Dar cuvântul lui Dumnezeu în Psalmul 127, începând de la versetul 3, spune așa: iată, fiii sunt o moștenire de la Domnul, rodul pântecelui este o răsplată dată de El, ca săgețile în mâna unui războinic, așa sunt fiii făcuți la tinerețe. Ferice de omul care își umple tolba de săgeți cu ei, căci ei nu vor rămâne de rușine când vor vorbi cu vrășmașii lor la poartă, slăvit să fie numele Domnului. Frați și surori, mulți dintre dumneavoastră poate că știți, unii nu știți, familia noastră a fost o familie numeroasă. Bunicul meu, care a fost păstor pe Valea Someșului în România, fratele Ioan, a avut 9 copii. Prin harul lui Dumnezeu, cu toții slujesc pe Domnul și în ziua de astăzi. Și am învățat de la el că cel mai important este în viața aceasta, copiii pe care Domnul ți-a dat, să urmeze calea lui Dumnezeu, lăudat să fie numele Domnului. Apoi, prin harul Domnului, tatăl meu, al doilea dintre fiii bunicului meu, prin harul lui Dumnezeu a primit 12 binecuvântări, 6 băieți și 6 fete. Și tot așa, prin harul Domnului, tata și mama au încercat să ne crească în frica de Domnul și de mici au încercat să implementeze în mintea și în inima noastră că Dumnezeu este suveran și El este Tatăl nostru. De aceea este foarte important în această după-amiază cu toții să primim lucrul acesta din partea lui Dumnezeu ca o binecuvântare. La rândul meu, după ce m-am căsătorit, Dumnezeu m-a binecuvântat cu binecuvântări și îmi place să spun că Dumnezeu mi-a dat un număr desăvârșit de binecuvântări, pentru că prin harul Domnului am primit 7 copii, 6 fete și un băiat, lăudat să fie în numele Domnului. Începând de la fetița cea mai mare, prin harul Dumnezeu, atunci când au ajuns la cunoștința adevărului, Dumnezeu le-a cercetat inima și 4 dintre ei au încheiat legământ cu Domnul și de aceea dau slavă lui Dumnezeu. Vă mărturisesc că am învățat de la părinții mei să ne creștem copiii în frica Domnului și întotdeauna când am fost plecat în societate cu ei, când a trebuit să merg la școală, copiii aceștia pe care Dumnezeu mi-a dat ca o binecuvântare mi-au adus numai cinste și mie și lui Dumnezeu și am dat slavă lui Dumnezeu pentru lucrul acesta și lucrul acesta nu-l spun ca o laudă, ca un merit pentru mine, acesta este darul lui Dumnezeu pentru noi, lăudat să fie numele Domnului. Și oriunde mi-ajung picioarele, eu mărturisesc că Dumnezeu m-a binecuvântat cu copii ascultători și cu minți, slăvit să fie numele Domnului. Apoi, dacă mergem puțin mai jos în Psalmul 128, psalmistul din nou vine să argumenteze cumva lucrul acesta. Și uitați cât de frumos este psalmul acesta. Ferice de oricine se teme de Domnul. Ferice de oricine se teme de Domnul. Știți de ce? Din frica de Domnul curg binecuvântări și psalmistul spune mai în jos așa. Și umblă în căile lui, căci atunci când te temi de Domnul, când îți este frică de Domnul, atunci te bucuri de lucrul mâinilor tale, ești fericit și îți merge bine, slăvit să fie numele Domnului. Câți oameni nu trăiesc fără să le pese de Dumnezeu, le merge rău și nu știu cum să se descurce, nu sunt fericiți. Și știți de ce? Pentru că ne socotesc învățăturile lui Dumnezeu. Aceia care caută să se sfințească înaintea lui Dumnezeu, oamenii care apreciază și iubesc învățătura cuvântului lui Dumnezeu, aceea beneficiază de aceste binecuvântări pe care Dumnezeu le dă. Pentru că psalmistul a spus așa de frumos 3 lucruri. Te bucuri de lucrul mâinilor tale, ești fericit și îți merge bine, slăvit să fie numele Domnului. Și apoi un lucru frumos, un lucru care în Israel era socotit o bine, o mare binecuvântare. Și așa trebuie să fie și în poporul Domnului. Și versetul 3 spune, nevasta ta este ca o viță roditoare înăuntrul casei tale. Copiii tăi stau ca niște lăsari de măslin împrejurul mesei tale. Și versetul 4, care este certitudinea acestor lucruri. Așa este binecuvântat omul care se teme de Domnul. Slăvit să fie numele lui Dumnezeu.
Oare cum ar fi dacă am fi întrebați câți copii vrei să primești din partea lui Dumnezeu? Și vă mărturisesc sincer, lucrul acesta l-am învățat de la părinții mei și întotdeauna am primit cu bucurie binecuvântările care Dumnezeu ne le-a pregătit. Chiar dacă am știut că un număr de copii mai mare aduce greutăți și responsabilitate mai multă, dar am știut întotdeauna că Dumnezeu este cu copiii Lui, lăudat să fie numele Lui Dumnezeu. Ca și copii ai lui Dumnezeu avem datoria nu numai să iubim cuvântul lui Dumnezeu, dar și să împlinim poruncile lui Dumnezeu, să ascultăm de poruncile lui Dumnezeu. Ne aducem de minte din istoria lui Israel un împărat pe care Dumnezeu l-a ales, un împărat pe care Dumnezeu l-a iubit până la o vreme, pe nume Saul, a ajuns la un moment dat să ne socotească cuvântul lui Dumnezeu și a socotit mai de preț, în detrimentul ascultării de Dumnezeu, să aducă jertfă. Și Dumnezeu s-a supărat pe el. Și Samuel este nevoit să se ducă să-i spună din partea lui Dumnezeu lui Saul: Dumnezeu iubește ascultarea mai mult decât jertfele. Și Dumnezeu ne învață și pe noi astăzi că ascultarea de cuvântul Domnului face mai mult decât jertfele. De aceea mă rog ca Dumnezeu să ne binecuvinteze cu ascultare de cuvântul lui Dumnezeu și cu împlinirea Lui, slăvit să fie numele Lui Dumnezeu. În Cartea Sfântă găsim o pildă pe care Domnul Iisus a spus-o și de care s-a amintit parcă de dimineață. O pildă care prezintă un tată care avea doi fii. Și unul dintre ei într-o zi a venit la tatăl său și a spus: tată, dă-mi partea de avere ce mi se cuvine. Parcă era nepotrivit în Israel să te duci să ceri partea de avere tatălui. Dar tatăl acesta îi pune la îndemână partea de moștenire care el trebuia să o ia. Și fiul acesta, parcă fără să privească în urmă, pleacă din casa tatălui. Și cuvântul spune că a risipit toată averea. Mergând în lume, trăind urât, nu așa cum îl învățase tatăl său, fiul acesta a ajuns să fie părăsit de prieteni, să fie lipsit de hrană, să fie lipsit de prezența tatălui, să fie privat de bucurie. Și cuvântul spune că a ajuns la porci. A ajuns slugă la porci, din casa tatălui a ajuns slugă la porci. Și mă gândesc câți copii crescuți în casa lui Dumnezeu ne socotesc cuvântul lui Dumnezeu, ne socotesc sfaturile părinților și au calea lumii și ajung să plângă într-o zi. Dar cuvântul lui Dumnezeu ne vorbește și spune căci într-o zi, fiul acesta și-a venit în fire. Și-a venit în fire și-a spus în sinea lui: în casa tatălui meu, argații tatălui meu au belșug de pâine și eu mor de foame aici, pentru că cuvântul spune, nu se bucura nici de roșcovele care le mâncau porcii. Și fiul acesta, în momentul în care și-a venit în fire, și-a zis: am să mă întorc înapoi la tata, dar nu o să emit pretenții. Am să-i spun: tată, te rog să mă primești ca pe un rob. Nu sunt vrednic să mă mai numesc fiul tău, dar primește-mă ca pe un rob. Și fiul acesta n-a stat pe gânduri și a pornit înapoi spre tata. Și vreau să ajung la aspectul acesta. Poate că am fi tentați, dacă n-am cunoaște cuvântul lui Dumnezeu, să spunem: cu ce îndrăsneală să te mai întorci la tata când i-ai risipit averea? Cu ce îndrăzneală să te mai întorci la tata când l-ai părăsit, poate când avea mai multă nevoie de tine? Dar cuvântul lui Dumnezeu ne relatează că tatăl acesta aștepta venirea fiului. Tatăl acesta, de fapt, îl întruchipează pe Dumnezeu, care așteaptă și astăzi întoarcerea fiilor risipitori. Și dăm slavă lui Dumnezeu, pentru că pentru mântuirea fiilor risipitori, Domnul Dumnezeu, Tatăl nostru, a dat ce-a avut mai scump, pe Domnul Iisus Hristos, Fiul Său, mărit să fie numele Lui Dumnezeu. Pentru ca în numele acesta să se plece orice genunche,
În numele acesta să fie mântuit orice om care crede din inima lui că Domnul Iisus Hristos este singurul mântuitor. Lăudat să fie numele lui Dumnezeu. Și dacă mergem în Evanghelia după Ioan, în capitolul 1, cuvântul lui Dumnezeu vorbește atât de frumos și cuvântul acesta ar trebui să răsune în urechile noastre și în urechile oricărui om din lumea aceasta, pentru că cuvântul vorbit de Ioan spune așa: a venit la ai săi și ai săi nu l-au primit, dar tuturor celor ce l-au primit le-a dat dreptul să se facă copii ai lui Dumnezeu, nu, născuți nu din sânge, nu din voia firii lor, nici din voia vreunui om, ci din Dumnezeu, mărit să fie numele lui Dumnezeu. Deci noi suntem copiii lui Dumnezeu, binecuvântat să fie numele Domnului. Mi-a plăcut atât de mult când fratele la îndemnul de la rugăciune pomenea numele lui Iisus. Numele lui Iisus aduce victorie. În numele lui și noi astăzi primim biruința în luptele pe care le avem, lăudat să fie numele Domnului. Și vreau să vă spun că și Dumnezeu și astăzi lucrează prin semne și minuni, glorificat să fie numele Domnului. Nu cu mult timp în urmă, la Fodora, într-o seară de rugăciune, o familie a adus o fetiță care din naștere era surdă. Au auzit frații că acolo Dumnezeu mai face minuni și au venit încredințați că și Dumnezeu le va rezolva problema. Vă mărturisesc această lucrare pentru că sunt multe lucrări care s-au făcut, dar parcă aceasta le întrece pe toate. O fetiță surdă din naștere a fost adusă acolo la rugăciune și când frații au fost solicitați și li s-a prezentat situația ei, s-a început o rugăciune specială pentru fetița aceasta și în timp ce frații se rugau, fetița aceasta a început să plângă, parcă cuprinsă de un duh rău. Și fratele care, în casa căruia se făcea rugăciunea, a mărturisit și a spus: am crezut că a intrat în ea un duh rău, părinții n-au mai putut-o stăpâni, au luat-o cu ei, au dus-o afară, n-au reușit să o liniștească, au urcat în mașină și au pornit spre casă. Și frații au continuat să se roage cu credință. Rugăciunea s-a terminat, fetița pe mașină, din cauza plânsului acelui puternic, a adormit ca moartă. Au ajuns părinții cu ea acasă, au așezat-o pe pat, a dormit. Și mărturisea sora, mama fetiței, noaptea, în ceva vreme, pe la ora 3:30-4, spunea sora: fetița s-a trezit, s-a uitat în ochii mei și a întrebat-o: mama, ce s-a întâmplat cu tine? Și fetița, datorită faptului că era o liniște de plină în casa lor, a spus: mama, aseară când am auzit atâta gălăgie la rugăciune, m-am îngrozit, m-am speriat. O fetiță care în viața ei nu auzise nimic, Dumnezeu i-a atins urechile în timpul rugăciunii și dintr-o dată a auzit o gălăgie mare, oameni care strigau către Dumnezeu. Și Dumnezeu i-a dat vindecare de plină, mărit să fie numele Domnului. Frații abia așteptau să vină următoarea zi de rugăciune, să vină la Fodora, să aducă mărturisirea căci Dumnezeu i-a dat vindecare de plină și astăzi fetița aceea aude perfect și este la școală și dă slavă lui Dumnezeu alături de părinții ei. Știți de ce? Pentru că Dumnezeul nostru este același, mărit să fie numele Domnului. Important este noi să stăm la dispoziția lui Dumnezeu și Dumnezeu își va face lucrarea de slavă, glorificat să fie numele lui Dumnezeu. Într-o altă seară a venit un om de la administrația financiară a județului, un om înalt în rang, în societate, și omul acesta nu era credincios. S-a dus la medici, medicii au spus: ai metastază la gât, gâtul lui era plin de ganglioni. Și medicii au spus: n-are rost să mai stai în spital, am făcut tot ce am putut, nu este nicio șansă, îți dăm maxim o săptămână sau două de trăit. Du-te acasă. Omul acesta și-a predat lucrurile la serviciu și s-a întors acasă. Datorită faptului că era un om influent, cunoștea mulți oameni de afaceri, cunoștea și oameni de afaceri creștini, credincioși din Biserica Pentecostală. Și unul dintre prietenii lui a spus: măi omule, noi suntem prieteni, tu oricum nu mai ai nimic de pierdut. Uite-te, eu marți seara mă duc la rugăciune, hai cu mine la rugăciune, oricum n-ai de pierdut nimic. Medicii ți-au mai dat o săptămână sau două de trăit.
Chiar dacă nu se întâmplă nimic la rugăciune, faptul că vii până acolo cu mine, mai ieși puțin de acasă, cine știe dacă Dumnezeu se va îndura de viața ta? Și omul acela necredincios s-a acceptat să vină la fodora la rugăciune. Și s-a început rugăciunea, s-a făcut prima rugăciune și în timpul rugăciunii Dumnezeu i-a dăruit un cuvânt omului acestuia și a spus așa. Fratele nu cunoștea situația omului acestuia și a spus, Dumnezeu i-a spus așa, în această seară vei cunoaște că sunt Dumnezeu și înainte ca să ajungi acasă vei fi vindecat. Aleluia. Omul acela n-a crezut cu siguranță, dar fiind acolo a acceptat să stea până la sfârșit. Îl supăra grozav, gâtul lui era plin de ganglion, nu puteai să atingi gâtul nicăieri, era plin de ganglion. Și prietenul cu care el a venit a zis, Dumnezeu poate să facă o minune, s-a rugat cu credință. S-a terminat rugăciunea, fratele care era gazdă la seara de rugăciune a mers după ce programul s-a terminat, a dat mâna cu el, l-a încredințat că Dumnezeu este în control, dar lucrurile nu se întâmplaseră. Au plecat de acolo și înainte să ajungă acasă, înainte să ajungă la domiciliul lui cu 5 sau 6 kilometri, omul acela instinctiv și-a dus mâna la gât și a strigat către prietenul lui, măi, nu mai am nimic la gât, mi-au dispărut ganglionii. Mărit să fie numele lui Dumnezeu. Prietenul le-a spus, a oprit mașina, a tras pe dreapta, lasă-mă să văd. Într-adevăr, nu numai că au dispărut, dar nu-l mai durea gâtul deloc. El avea niște dureri groaznice, fiind cancer în metastază. Și știți ce e interesant, frați și surori? Dumnezeu a făcut minunea aceasta, fără ca măcar să ceară omului acestuia să se pocăiască. Știți de ce? Dumnezeu ne arată cât este de bun. Dar lucrul acesta pentru omul acela va fi de mărturie într-o zi, dacă nu se întoarce la Dumnezeu. Acesta este Dumnezeul nostru, binecuvântat să fie în numele Domnului. Dar Dumnezeu spune cuvântul că lucrează când într-un fel, când într-altul, într-o altă împrejurare, într-o localitate nu foarte departe de Fodora. Fratele acesta de la Fodora, care este prietenul meu, a fost plecat la o evanghelizare. Acolo a predicat cuvântul lui Dumnezeu și așa cum se obișnuiește la noi, Dumnezeu a dat har, a fost bucurie acolo, Domnul a fost prezent prin Evanghelie și a vorbit oamenilor de acolo. În adunarea aceea de acolo a fost și un om care înainte să intre în casa lui Dumnezeu a gustat ceva, așa cum obișnuiesc oamenii din lume. A stat aproape tot programul și când programul s-a sfârșit, fratele îndemnat de Duhul lui Dumnezeu a făcut o chemare și a zis, dacă este cineva aici care vrea să-L cunoască pe Dumnezeu, nu amâna. Astăzi este ziua când să te întorci la Dumnezeu, pentru că nu știm ce aduce ziua de mâine. Și fratele punea o întrebare, este cineva aici care poate să garanteze că ziua de mâine este a lui? Și omul acela, plin de îndrăzneală din spate, a ridicat mâna, s-a ridicat în picioare și a zis, eu vă garantez că și mâine vin aici dacă vreau. Și știți ce s-a întâmplat? S-a întors, a ieșit din biserică, biserica fiind chiar în marginea șoselei drumului național. A ieșit în stradă, o mașină a lovit și a și murit pe loc. Și întreb în seara aceasta, oare poate omul să se joace cu cuvântul lui Dumnezeu? Poate cineva să ia în deșert numele lui Dumnezeu? Dumnezeul nostru, așa cum se amintea, Dumnezeul nostru este în cer, spunea psalmistul în psalmul 115. El face tot ce vrea, mărit să fie numele lui Dumnezeu. Dar important este noi, ca și copiii lui Dumnezeu, să luăm seama. Și aș dori să rugăm pe Dumnezeu să ne binecuvinteze cu înțelepciune. Dumnezeu face minuni și astăzi. Dumnezeu mai mântuiește, Dumnezeu lucrează cum dorește El. Aș vrea să vă spun că în biserica de unde eu vin, biserica de la Dobrocina, este așa cum spuneam data trecută, o comunitate micuță. Suntem 20 de membri și 20 de aparținători prin Harul lui Dumnezeu. Dar am văzut acolo că Duhul lui Dumnezeu este prezent și Dumnezeu ne unește în dragostea Lui, mărit să fie numele Lui Dumnezeu. Dumnezeu ne-a făcut mari făgăduințe și pomeneam fraților, Dumnezeu a făcut promisiuni prin Duhul Sfânt că a pregătit un raft cu haine albe pentru oamenii din comunitatea aceea. De aceea vă încurajez, alături de rugăciunile care le aduceți, să ne rugăm și pentru lucrarea de mântuire din Dobrocina. Fodora a fost un exemplu, o biserică mamă pe Valea Someșului și cu toate acestea, la doar câțiva pași, satul acesta n-a cunoscut dragostea lui Dumnezeu. Atâția oameni acolo care ar fi trebuit
să fie mișcați de minunile care se întâmplă aproape de ei. Rămân nemișcați ca o stâncă, dar cred din toată inima că-și cuvântul lui Dumnezeu are putere, mărit să fie numele lui Dumnezeu. Pentru că cuvântul acesta lui Dumnezeu este o sabie și Dumnezeu lucrează cum voiaște El, mărit să fie numele lui Dumnezeu. Mă duc cu gândul în Sfânta Scriptură la un bărbat care a fost un mare preot, Eli, omul acesta care a fost mare preot în poporul lui Israel, și cuvântul lui Dumnezeu vorbește despre el că a avut fii și spune cuvântul că și fiii lui nu i-au urmat exemplul. Ei n-au făcut cinste numelui lui Dumnezeu și din pricina aceasta Dumnezeu a ales un alt tânăr, un alt copil care să ducă lucrarea lui Dumnezeu mai departe. Dumnezeu l-a pregătit pe Samuel de micuț. El a crescut în casa lui Dumnezeu și îmi place atât de mult atitudinea pe care Samuel a avut-o înaintea lui Dumnezeu. Când a auzit chemarea Domnului, el a fugit repede la preotul Eli și l-a întrebat: iată-mă că-și m-ai chemat! Și el a spus: nu te-am chemat, du-te de te culcă. Lucrul acesta s-a întâmplat a doua oară. Samuel din nou s-a dus la Eli și a spus: iată-mă că m-ai chemat, pentru că auzise din nou glasul Domnului. Și el îi spune: nu te-am chemat, du-te de te culcă, dar dacă vei mai auzi glasul acesta, să spui: vorbește, Doamne, căci robul tău ascultă, mărit să fie numele Domnului. Dumnezeu să ne înțelepțească să fim gata în orice moment să ascultăm glasul Domnului și să spunem ca și Samuel: vorbește, Doamne, căci robii tăi ascultă, binecuvântat să fie numele Domnului. Mergem mai departe în istorie și îl vedem pe Samuel, un proroc, un profet, un om al lui Dumnezeu care a căutat să împlinească voia lui Dumnezeu de fiecare dată, a uns împărați și a fost un om care a stat lângă Dumnezeu toată viața lui și cu toate acestea, copiii lui, spune Biblia, că nu i-a urmat exemplul, dar vedem că sunt părinți din Sfânta Scriptură care au fost exemplu pentru copiii lor și mă gândesc cu plăcere la Iacov, la patriarhul Iacov, care și-a crescut copiii în frica lui Dumnezeu și mă gândesc la Iosif, la copilul acesta pe care Dumnezeu l-a ales de mic și căruia Dumnezeu i-a făcut de cunoscut planuri cu privire la lucrarea pe care Dumnezeu avea. A primit din partea lui Dumnezeu vești prin vis, a adus visurile în fața fraților săi și în fața tatălui său și parcă le-a fost greu să le primească și să le creadă. Datorită acestui lucru, Iosif a ajuns să fie vândut rob, să fie dus în Egipt, acolo unde peste ani ei ajungeau să primească un cămin, binecuvântat să fie numele lui Dumnezeu, pentru că Iosif a căutat că e mai de preț să asculte sfaturile care le-a primit de la tatăl său și să asculte de Dumnezeu învățătura care o primise de la tatăl său. Ajuns rob în Egipt, Iosif rămâne un exemplu. Pus în fața ispitei, în fața păcatului, Iosif preferă să ajungă în închisoare, fugind de păcat, pentru că se temea de Dumnezeul cel Sfânt, mărit să fie numele lui Dumnezeu. Dumnezeu avea în vedere, prin Iosif, să ocrotească națiunea care mai târziu avea să ajungă poporul Israel. Cunoaștem istoria, cunoaștem cum Iosif, binecuvântat de Dumnezeu, cu înțelepciune și cu dar de descoperire, ajunge să tâlmăcească visuri pentru Faraon. Și Faraon primește garanția că omul acesta este potrivit pentru a salva viața Egiptului și este pus primul după el în conducerea Egiptului. Iosif începe să cârmuiască Egiptul sub călăuzirea lui Dumnezeu și frații lui ajung să fie hrăniți de mâna lui. Și ce interesant, în momentul în care Iosif se întâlnește cu frații lui, frații lui se identifică și spun: noi suntem oameni de treabă. Cunoștea Iosif ce fel de oameni erau ei, dar în el era Duhul lui Dumnezeu, slăvit să fie numele Domnului.
Iosif avea în vedere că Dumnezeu îl pregătise pentru o lucrare și de aceea Iosif a lucrat cu dreptate până la capăt, mărit să fie numele Domnului. Dumnezeu l-a binecuvântat să-și vadă frații. Dumnezeu l-a binecuvântat să-și vadă fratele mai mic pe care îl iubea așa de mult. Și Dumnezeu l-a binecuvântat să-și vadă tatăl. I-a adus pe toți alături de el și acolo, în Gosen, pentru o vreme Dumnezeu i-a binecuvântat și i-a făcut să se mulțească nespus de mult, slăvit să fie Domnul. Și acum mă duc la un gând pe care fratele Aurel îl amintea aici, că și pe dumneavoastră Dumnezeu v-a binecuvântat în țara aceasta și aveți datoria să nu uitați, vă rugați pentru binele țării acesteia, chiar dacă națiunea americană într-o vreme iubea pe Dumnezeu și se temea de Dumnezeu, vedem că întreaga societate parcă se îndepărtează de Dumnezeu, uită de adevăratele principii sănătoase pe care Dumnezeu le-a lăsat în Scriptură și caută să se alipească de lucruri urâte, de lucruri rele. Dumnezeu iubește pe cei ce apără adevărul. Să rămânem întotdeauna apărători ai adevărului, susținători ai lucrării Dumnezeu și mai mult decât atât, lucrători împreună cu Dumnezeu. Dumnezeu să ne binecuvinteze la lucrul acesta. Avem datoria mai departe să ridicăm acest adevăr al lui Dumnezeu sus de tot, să rămână vizibil în orice vreme, pentru că cuvântul lui Dumnezeu ne spune că noi trebuie să fim lumină. Domnul Iisus Hristos spunea, eu sunt lumina lumii. Dar noi avem datoria să reflectăm această lumină care o primim de la El, binecuvântat să fie în numele Domnului. Și niciodată să nu punem lumina sub obroc, ci lumina să rămână, să răspândească în întuneric lumină, binecuvântat să fie în numele Domnului. Frați și surori, cred că avem datoria în orice vreme să spunem adevărului pe nume, dar să spunem păcatului pe nume și păcatului să-i spunem păcat și să-l condamnăm, pentru că Domnul Iisus Hristos ne-a învățat și ne-a cerut și ne-a spus, fiți sfinți, că și eu sunt sfânt. Dumnezeu să ne binecuvinteze la lucrul acesta. Avem datoria să răspândim adevărul în orice vreme. Mi-aduc de aminte că în cartea Ieremia este amintit acolo un lucru pe care fiii lui Recab l-au făcut, dacă vă aduceți aminte, lor li s-a cerut niciodată să nu bea vin, să nu sădească vii și când li s-a pus în față lucrul acesta, ei au spus, nu, tatăl nostru ne-a poruncit niciodată să nu bem vin, niciodată să nu sădim vii și ei au respectat lucrul acesta și l-au ținut până la capăt. Dumnezeu să ne binecuvinteze în orice vreme să mărturisim că noi suntem copiii lui Dumnezeu și să nu ne rușinăm de lucrul acesta. Avem datoria să apărăm adevărul și mă rog ca Dumnezeu să ne dea putere la lucrul acesta, binecuvântat să fie în numele Domnului. Și cei ce vor crește pe lângă noi, cei ce vor trăi pe lângă noi, să vadă că și felul nostru de trăire este altfel decât al lor. Pentru că vedem că în Psalmul 34, psalmistul spune acolo un lucru atât de frumos și vreau să-l amintesc în această zi. Este foarte important, oriunde ajungem noi, să se vadă că suntem copiii lui Dumnezeu. În versetul 9, psalmistul spune așa, temeți-vă de Domnul, voi sfinții Lui, căci de nimic nu duc lipsă cei ce se tem de El. Și apoi psalmistul continuă și spune, pui de leu duc lipsă și le foame, dar cei ce se încred în Domnul nu duc lipsă de niciun bine. Binecuvântat să fie numele lui Dumnezeu și mă rog ca în seara aceasta Dumnezeu să aibă în vedere Biserica Hozena. Văd multe locuri goale aici, dar cred că într-o zi Dumnezeu va aduce aici putere și va aduce persoane care se vor mântui și vor mărturisi că Dumnezeu este Domnul, mărit să fie numele lui Dumnezeu. Oamenii își găsesc fel și fel de forme de închinare, dar adevărații închinători, spunea Domnul Iisus Hristos, se închină Tatălui în Duh și în adevăr, binecuvântat să fie în numele Domnului. Și mă rog ca toți cei prezenți și cei ce chiar dacă nu sunt aici astăzi, să fim adevărați închinători pe care Dumnezeu îi iubește și îi primește, mărit să fie în numele Domnului. Mă rog ca Duhul lui Dumnezeu să fie prezent în locul acesta, în orice clipă de închinare, la orice părtășie, Dumnezeu să fie prezent prin cuvântul Său, cuvântul să fie vestit cu putere și în urma cuvântului vestit aici, oamenii să se întoarcă la Dumnezeu.
Doresc din toată inima Dumnezeu să ne binecuvinteze pe toți. Harul Lui să ne fie înmulțit și cu toți să rămânem încredințați căci Dumnezeul nostru trăiește și mai mult decât atât, se aminte aici că avem nevoie de credință, avem nevoie de putere, avem nevoie de numele Lui Iisus, dar mai avem nevoie de ceva. Avem nevoie, Dumnezeu, să ne păstreze nădejdea vie, slăvit să fie numele Domnului, pentru că slujirea aceasta pe care noi o facem înaintea lui Dumnezeu aduce cu ea o nădejde minunată că într-o zi vom fi cu Domnul în slavă, slăvit să fie numele lui Dumnezeu. Să ne facă Dumnezeu parte tuturora de împărăția lui minunată și într-o zi când Domnul va chema pe nume pe ai săi, să nu lipsim niciunul din aici și cu toții să întâmpinăm pe Domnul. Amin. Cea mai frumoasă dorință cu care s-a încheiat, cea mai frumoasă dorință, și mi-aduc aminte de părinții noștri și bunicii noștri, că întotdeauna când eram vizitați de cineva, se spunea unul la altul, dacă nu ne mai vedem aici, să ne vedem în împărăția lui Dumnezeu. Aceasta este cea mai frumoasă dorință și cea mai supremă dorință care o are un om în viața lui de credincios. Iubiților, aș vrea să subliniez doar un lucru important care l-am auzit în seara aceasta prin fratele Ioan. Important este ca noi să stăm la dispoziția Domnului. Foarte important lucru, ca să fim acolo unde ne vrea Domnul, să fim acolo unde El ne dorește, ca să fim omul potrivit la locul potrivit, când Domnul are nevoie de noi să fim acolo unde ne vrea El. Nu vrem să, când Domnul ne cheamă, să strige, unde ești, Aurel? Unde te-ai ascuns? Cum s-a întâmplat că a strigat pe Adam în grădina Edenului. Un om care stă la dispoziția lui Dumnezeu este acela care Domnul vrea să se folosească de timpul nostru, Domnul vrea să se folosească de binecuvântările financiare pe care El ni le-a dat, ca să fim o binecuvântare pentru alții, Domnul vrea să se folosească de mijlocirea noastră pentru alții. Caut un om în întreaga țară, ca să stea în mijlocire, să stea în spărtură într-o vreme ca aceasta. Aceasta vrea Domnul să fim. Domnul are nevoie, să știți, și de atitudinea noastră. Cu care atitudine noi vorbim, cu care atitudine tratăm lucrurile în viața noastră. Că cu aceeași minte, cu aceeași gură putem să rostim cuvinte cu o atitudine diferită care să stârnim o neînțelegere, o ceartă, și cu aceeași gură putem să vorbim cuvinte care cu o atitudine după voia lui Dumnezeu care să aducă pace și liniște. Domnul are nevoie de puterea ta care ți-a dat-o ca să lucrezi în gogorul Lui, să lucrezi în grădina Lui, să lucrezi în via Lui. Domnul să ne binecuvinteze la aceasta și să putem să punem la inimă cuvintele care le-am auzit și să ne gândim la ele și să ne rugăm Domnului, Doamne, vreau să fiu de folos pentru Tine. Vreau ca Tu să Te folosești așa cum Te-ai folosit de părinții mei, de bunicii mei, de străbunicii mei, de înaintașii noștri, Tu ai avut oameni mărturii de-a lungul anilor. Vrem ca și noi să fim folosiți de Tine. Haideți să ne ridicăm și să mulțumim Domnului pentru seara aceasta și aș vrea să mai aducem cauze, așa cum acum este parcă mai proaspătă în mintea noastră localitatea aceasta care fratele Ioan ne-a spus despre Dobrocina. Haideți să mai strigăm o dată pentru localitatea de acolo. Se vede că Domnul face aceleași propisiuni care le-a făcut și pentru noi aici. Și vrem să auzim minunile Domnului. Noi vom spune la fratele Ioan cum Domnul a lucrat în Biserica Hozana și el ne va spune cum Domnul a lucrat în Biserica Dobrogina. Domnul să îi binecuvinteze. Haideți să ne rugăm Domnului pentru aceasta și apoi rog pe sora Ligia Andrunesi să încheie la sfârșit cu rugăciune de mulțumire. Ieronim, să dai microfon. Doamne Tată din ceruri, Doamne Tată din ceruri, Doamne, venim, Doamne, la sfârșitul timpului acestuia frumos, Doamne, cu care încă o dată am mai putut să auzim, Doamne,